Au devenit cunoscute toate echipele calificate în faza finală a campionatului național de mini-fotbal. Chiar dacă s-au despărțit la egalitate în derbiul penultimei etape, formațiile Mod Progresul și Nistru merg în play-off la braț. Lor li s-au alăturat echipele Ecolog și Volta. Cu doi jucători a echipei naționale de futbal în teren, e vorba de Adrian Lașcu și Sergiu Tacot, Nistru a avut primele cele mai mari ocazii de gol, dar nu a marcat. Abia apoi au urmat cele ale adversarilor. Mod Progresul, campioana în titlu, a profitat în prima repriză de o nesincronizare în defensiva adversă și a fost cea care a deschis scorul prin Marin Stan. Nistru a alergat după egalare în partea a doua a partidei și până la urmă a obținut-o prin golul lui Andrei Remeneț, care a stabilit scorul final. Am marcat un gol, însă n-am fost de ajuns. Am avut mai multe ocazii în care să marchez. Puțin de concentrare nu mi-a ajuns. Chiar dacă și-ar fi dorit mai mult victoria jucătorilor Nistrului, le-a convenit până la urmă și această remiză. Puteam să-și câștigăm, am avut niște ocazii incredibil de mari, dar au avut și ei. Și am zis că până la urmă e rezultat bun. Scorul etapei a fost înregistrat de Ecolux, care a dispus cu scorul de 10-4 de Red Devils, în timp ce Dinamis și Peliron au terminat nedecis scor 3-3, iar Tecmet a învins cu scorul de 2-1 pe Baib.